Bun. Salut. Cred că Brand, you said youtube.com. Aici. Bun. Deci, ieri ne-am oprit ca să ajungem să facem niște probleme. Am spus ieri că trebuie să finalizăm ceva discuție legată de unde am rămas la curs. Și o să facem chestia asta pentru a ne putea sincroniza cu partea de probleme, evident pentru a recupera ceea ce nu am reușit să terminăm din, mă rog, din motive de, nu știu, de rapiditate a predării în condițiile date. Ok, hai să intrăm direct în subiect. Deci am rămas aici, nu? Aici. Focus on the common case. Spuneam că acesta este un concept, cel de-al treilea concept sau principiu de proiectare al calculatoarelor. Este, de altfel, cel mai des întâlnit și mai important în computer design. Putem să spunem că e pervasive and important. Ca la, mă rog, la Carlsberg se poate spune că e probably the most important. Arguably. În fine, la ce se referă principiul acesta? La faptul că atunci când faci design unui calculator, când proiectezi un calculator, deseori trebuie să faci compromisuri, așa numite trade-offs. Ok, adică să favorizezi, trebuie să aloci niște resurse și trebuie să le aloci undeva, unde le aloci, evident, acolo unde au un impact mai mare. Iar ideea de aici, de la Focus on the Common Case, este să investești resursele de proiectare acolo unde sunt mai folosite. Deci, acolo unde sunt adresate cazurile cele mai frecvente. În plus, față de asta, s-a observat că, în practică, că de cele mai multe ori, cazul cel mai frecvent este mai simplu și mai rapid de implementat. Da? Deci, cumva e natural să mergi acolo. Acest principiu este cel mai bine ilustrat de așa numita lege a lui Amdahl. Ea este folosită pentru a cuantifica improvement-ul, deci câștigul de performanță, dar în ce mod? Pe modul următor, să zicem că eu îmbunătățesc doar o porțiune din, sau doar o bucată din sistemul meu, în cazul meu un sistem de calcul. Care este câștigul general asupra sistemului? Atâta timp cât eu îmbunătățesc doar o bucată din sistem. Păi, legea lui Amdahl ne arată că câștigul general de performanță este cumva proporțional și, bineînțeles, depinde de fracțiunea de timp în care eu mă folosesc de componenta sau componentele sau subsistemul
care e îmbunătățit. Deci, numai, zicem, câștigul de performanță pe care îl obțin prin îmbunătățire asupra acelui subsistem, și asta e important, dar și timpul sau fracțiunea de timp în care subsistemul e folosit. Pentru chestia asta am să mă, să zic, să mă folosesc de o metaforă. Am să mă duc aici și o metaforă sau o analogie. Să zicem că problema mea este așa. What is speeder? Da? Ce înseamnă, mă rog, accelerarea sau câștigul de performanță pe care îl doresc? Atâta timp cât enhancement, deci îmbunătățirea, unui computer da, hai să, mai bine, uite, hai să luăm exemplu cel mai exemplu din cartea lui Patterson și Hennessy care vine cu calculator. Cu calculatorul. Deci ce înseamnă speed up atâta timp cât eu îmbunătățesc o bucată din sistem. Să luăm următoarea analogie. Să zicem că, nu știu, te-ai dus la Las Vegas și, nu știu, ai dat o spargere la un casino sau ceva, te-ai făcut cu mulți bani pe acolo și trebuie să ajungi în Los Angeles cât mai repede. Și, în fine, o iei pe jos și ajungi în Sierra Nevada, în munți, și de acolo dai de deșert. Și, mă rog, ajungi la Los Angeles. Să zicem că pe prima porțiune, care înseamnă 80 de mile, n-ai ce face, trebuie să mergi cu piciorul. Aici. Pe on walk. Iar de aici ai mai multe posibilități. Depinde cum ți-e noroc. Poți să mergi on walk. By the way, aici discutăm de 200 de mile. Ok? Poți să, nu știu, s-ar putea să găsești o bicicletă. Acum, on walk, asta înseamnă 4 miles an hour. Da? Cu bicicleta, să zicem, te duci 10 mile pe oră. Cu, nu știu ce să zic, o mașină mai să, e puțin probabil să găsești o Dacia Logan, dar un Hyundai, să zicem că poți găsi, care te duce cu 50 de mile pe oră. S-ar putea să găsești, de ce nu, că e în zona aia cu Las Vegas, un Ferrari, care te duce cu 120 de mile pe oră. Sau, nu, fiind deșertul și acolo se fac multe experimente de-astea cu mașini, găsești un rocket car
mașină de experimentală care te duce cu 200 de mile pe oră. Deșertul fiind plat ca în palmă. Ok? Deci, asta înseamnă, mă rog, urmărirea ta. Da? Bun. Acum, hai să vedem ce... Și fac așa, un tabel, nu? Aici voi pune așa. Vehicle for second part. Nu? Pentru că am un vehicul pentru prima parte a călătoriei, un vehicul pentru prima. Vehicul, dacă picioarele pot fi considerate vehicul. Hours for second movement. Second part of the trip. Avem speed up in the desert. In the second part. Hours for the entire trip. Okay? She speed up for the entire trip. Ce observăm aici? Că avem două chestii, să zicem, separate, și anume speed up in the desert și speed up for the entire trip. Evident, speed up față de ce? Față de mersul pe jos. Nu? Asta este referința noastră. Și acum hai să pe prima parte oricum merge pe jos, nu? Sau merg eu, sau cine e, mă rog, persoana la care ne referim. Deci merge cu picioarele. Na, asta înseamnă că pe a doua parte, nu 200 de mile, de împărțit la 4 înseamnă 50. Înseamnă 50 de ore. Deci în prima parte e foarte clar ce se întâmplă, numai puțin să mă întorc aici. Nu? Păi dacă 4 mile pe oră e pe jos, pe mers, aici o să fie, nu, 20 de ore. Va dura prima parte și la asta n-ai ce face, da? Speed up in the desert, 1. N-am ce speed up. Păi, mersul față de mers, n-am niciun speed up. 50 cu 20 înseamnă 70 de ore în total. Și speed up-ul for the entire trip e 1, fiindcă n-am ce îmbunătăți. Asta e referința mea. Bun, hai să mergem, nu? Așa. Deci avem bicicletă, Hyundai, Ferrari și rocket car. Bun. Dacă mă duc cu bicicleta cu 10 mile pe oră, e clar că înseamnă 20 de ore. Pe prima parte, înseamnă cât e? Practic, speed up-ul pentru în deșert înseamnă 50 pe 20. Asta înseamnă 2,5, nu? Deci, aici avem 2,5. Și 20 plus 20, 40. Speed up-ul per total e
70 pe 40, asta înseamnă 1,8. Da? Hai să punem tot americanește, nu englezește. Virgulele astea. Totul. Deci, e 2,5, 1,8. Bun. Acum, la Hyundai Excel, nu? Dacă el merge cu 50 de mile pe oră și are 200 de mile, pentru a doua parte, evident, vorbim de 4 ore. 50 de împărțit la 4, asta e 1, 10, 12,5. Dar. Da? 12,5. 12,5. 4 cu 20 de ore, asta înseamnă 24 de ore, deci într-o zi, uite, cu Hyundai am ajuns într-o zi și avem 70 pe 24. Asta înseamnă 2, 48, 2, așa, 2, 0, 9, 6, 4, mă rog, oricum e 70 pe 24. Eu oricum am mai pus un 0, deci e 2,9, mă rog, aici 4 și atât și 40, mă rog, 2 nu poate să fie 1 și așa mai departe, 2,91, hai să luăm 2,9. Dacă mă duc cu Ferrari, păi am așa, nu? 200 de împărțit la 120 de mile. Asta înseamnă 1, 120, nu? E 0. Da? 800, asta înseamnă de 6 ori, 0, 12, 1, 7. 0, 8, nu? Și atât. Și asta înseamnă de fapt 1,6 și după aia 6, 6, 6, 6, 6, 6, nu știu ce. Da? În perioadă, deci o să-l aproximez la 1,67. Da? Bun. Ca să fie doar cu două cifre după. Bun. Deci, avem așa, speed up-ul. Care e speed up-ul? Păi, speed up-ul este, nu, 50, 50 de împărțit la de împărțit la 1,37. Asta înseamnă 3. Da? Deci e ca și cum aș avea, nu, 5.000, 5.000 de bătilor pe care, nu? Să vine 3. Da? 2, 20, 5, nu. Stai mai puțin. Deci, da, împărțim la 1,66. Mai bine. Că l-am aproximat pe ăsta. Aiure. Deci 1,66 și stai că o să fac am calculator aici. Bine. Deci,
Deci 100, pardon, nu, era 200 de împărțit la 120. Pac, 1,60. Bun, am scris bine acolo, da? Iar speed up in the desert înseamnă și ăsta deci și pun 50 30, nu? Bun. Așa. Hours for the entire trip. 21,67. Nu că se adună cu 20. Iar speed up for the entire trip, păi n-avem decât să împărțim, nu, 70. Așa, 70 de împărțit la 21,67. Și asta ne dă 3,2, nu știu ce. 3,2. 3,2. La rocket car, 200 de mile cu 200 de mile pe oră, asta înseamnă o oră. Speed up in the desert, nu 50 de împărțit la 1,50. Hours for the entire trip, 20 plus 1, 21. Și speed up overall, nu, 70. 70 de împărțit la, nu, la 21. Și 3,333, nu știu ce. Hai să îl lăsăm la 3,3. Nu? Deci avem așa. Bun. Ce se observă de aici? Că se observă că chiar dacă ajungem la niște speed-up-uri foarte mari pe o anumită porțiune, pe porțiunea, mă rog, de fapt, cea mai importantă, nu? Că e cea mai lungă și asta e bine. Dar chiar dacă facem chestia asta, ia uitați-vă aici. Am pe prima parte niște speed-up-uri enorme, nu? De 50 de ori, de 30 de ori. Și cu toate astea, vedeți că speed-up-ul overall se cumva se plafonează. Adică valorile astea rămân cam în același range. Da, pentru că suntem limitați de faptul că pe prima porțiune care e destul de consistentă, nu pot să mă duc decât pe jos. Și atunci nu poate să fie speed up overall oricât. Și acum, haideți să formalizăm un pic chestiunea asta, da, fiindcă am văzut limitarea pe care o induce fracțiunea de timp sau fracțiunea unde pot să folosesc speed-up. Nu pot să-l folosesc decât în a doua parte. Și chestia asta îmi limitează și overall speed-up. Și haideți să formalizăm chestiunea asta. Deci noi spunem așa, că speed-up enhanced este practic performance when enhancement is possible, whatever enhancement, Hyundai, bike, whatever, rocket car, și performance without enhancement. Ok? Bun. Asta înseamnă că ăsta e egal, știm,
performance inverse proportional cu execution time. Deci execution time without enhancement și supra execution time when enhancement is possible. Asta e clar, nu? Și asta am și făcut în tabel, nu? Că am împărțit 70 la nu, timpul execution time without enhancement la execution time cu enhancement atunci când a fost posibil. Bun. Acum, să vedem cine este execution time when enhancement is possible. The enhancement is possible. Deci, execution time when enhancement is possible este egal cu. Și acum o să spunem așa, că e egal cu execution time without enhancement pe lângă. Unu minus fraction enhanced de ce? Pentru că asta se înmulțește cu execution time without enhancement. Practic, execution time without enhancement, mersul pe jos, demulțit cu 1 minus fracțiunea unde s-a putut aplica enhancement-ul. Dacă ai găsit bicicleta, enhancement-ul bicicletei, dacă ai găsit Hyundai-ul și așa mai departe. Dar asta, la asta se adună ce? La asta se adună fraction enhanced. Da? Care se, deci până acum dacă aș avea doar termenii ăștia, nu? Dacă aș avea ar fi egal execution time without enhancement cu execution time when enhancement is possible, care se împarte la speed-up. Evident, se referă la speed-up-ul pe care îl obțin pe cea de-a doua porțiune, de speed-up-ul pe care îl obțin pentru componenta ce poate fi îmbunătățită. În cazul nostru, nu știu, mă uit aici la... Na? Care este fraction enhanced aici? Păi fraction enhanced este clar că e 80, nu? Este 80 de mile de împărțit la cât? 100? Nu, 280, nu? La 280 de mile. Și asta, hai să facem direct, deci avem 80 de împărțit la 280. Da? E 0,285, nu știu ce. Da? Ok? Și atunci, practic, dacă tu știi numai speed-up-ul pentru a doua parte și fracțiunea pe care poți aplica speed-up-ul pentru cea de-a doua parte a mersului, acolo unde pot aplica enhancement-ul, poți să calculezi execution, poți să calculezi speed-up.
Hai să vedem care e speed up. Nu să revenim la speed up atunci, pentru că atunci speed up enhanced. Da? Este a sistemului enhanced. O să fie execution time. Without enhancing, de împărțit la execution time, relația asta, without enhancement, pe lângă, da? 1 minus fraction enhanced de înmulțit cu plus de înmulțit fraction enhanced speed up. Da, și atunci evident că se duc, uite, ăsta cu ăsta, și atunci ce ne dă? Ne dă 1 supra 1 minus fraction enhanced plus fraction enhanced supra speed up. Și acum, chestia asta ne spune ce? Ne spune că eu sunt limitat aici cu speed up-ul pe doar pe o bucată. Da? Și pot să calculez folosind legea lui Am, dar care este speed up-ul overall știind cât timp sau pe ce fracțiune pot să folosesc enhancement-ul și care e valoarea acestui enhancement pentru subsistemul unde se poate aplica el. Și din asta pot deduce speed-up-ul overall. Dar cum spuneam, chiar și așa, eu sunt limitat. De ce? Gândiți-vă chiar dacă acest speed-up ar fi infinit, nu? Dacă aș avea limită, nu? Cumva limită din speed-up tinzând la infinit din, cum i-am zis la asta, speed up enhanced. Cât ar fi? Păi, nu, ăsta s-ar duce la infinit, fracția asta, fraction enhanced pe speed up s-ar face 0, deci ar fi 1 supra 1 minus fraction enhanced. Ok, deci asta e o limitare, da? Un bound la posibilitatea de a îmbunătăți performanța. Bun. Dacă aplicați formula asta, o să deduceți tabelul ăla și valorile din tabel. Sper că a fost suficient de clar ce înseamnă legea lui Amdahl și ce presupune ce vrea să spună, că și anume că există o relație între îmbunătățirea sistemului, îmbunătățirea totală a sistemului pe de o parte și pe de altă parte în funcție de variabilele, această îmbunătățire generală în funcție de două variabile. Odată este îmbunătățirea subsistemului, speed-up-ul subsistemului și, pe de altă parte, fracțiunea de timp, noi aici vorbim de timp, că asta ne interesează, în care poate fi folosit acest enhancement. Cred că a fost suficient de
sugestivă metafora asta care e preluată după Patterson și Hannes. Ok, trecem la următorul subcapitol și anume 2.4, care sună așa, The Processor Performance Equation. Ecuația de performanță a procesorului. V-am mai povestit eu de asta, că a fost introdusă de Patterson și Hennessy și ei tot uitându-se la ecuația asta, până la urmă și-au dat seama că e mai util să facă instrucțiuni mai simple și mai puțin puternice și programe mai lungi decât programe scurte cu instrucțiuni puternice. Pentru că, mă rog, e un fel de ilustrare a principiului, mă rog, aproape filozofic, nu? Că sometimes less is more. Mulți consideră că asta e o prostie, cum să fie ceva mai puțin, să fie mai mult. Dar chestiunile astea contraintuitive se aplică în general în sistemele complexe unde există multe interacțiuni între componente. Ce să zic, și în fizică se întâmplă chestia asta. Adică, bun, există un determinism până la momentat și în mecanica newtoniană, până la a te pune și a încerca să rezolvi perfect sistemul de ecuații diferențiale de la, probabil că știți, de la three-body problem, da? Deci mișcarea Pământului, a Lunei și a Soarelui. Deci, the three-body problem nu are o soluție deterministă, nu? La sistemul de ecuații diferențiale. E, dar aminte când vorbim de gaz și la gaz e cumva simplu că toate particulele interacționează la fel între ele. Mă rog, până la un punctul critic. Ceea ce asigură uniformitate și cu uniformitatea tu te poți folosi de statistică și statistica și probabilitățile te ajută să deduci de acolo proprietăți generale, proprietăți la nivelul sistemului. Chiar dacă tu nu poți să prezici traiectoria fiecărei particule din gazul respectiv, știi chestii despre gazul ca întreg. Până la urmă, calculatorul este pus în situația de a executa programe care trebuie să interacționeze cu lumea sau să modeleze probleme din lumea reală. De aia calculatoare sunt complex systems. Există nenumărate interacțiuni ca între parametrii chiar și a unui procesor atunci când execută un program. Și basically aici și-au dat seama Patterson și Hennessy de problemă, pentru că problema pe care o aveau ei de rezolvat era una de interacțiune între sisteme. De asta o să discutăm pe scurt aici. La The Processor Performance Equation. De unde pornim? Pornim de jos de tot. Da? Știți că toate calculatoarele sunt construite având, mă rog, calculatoarele astea moderne, având un clock, da? Un clock, totul e sincronizat cu clock-ul, cu frecvența procesorului, mă rog, clock-ul are, știți că e un tren de impulsuri, nu vă mai rețin cu chestiile astea pe care le știți foarte bine, și impulsurile alea sunt evenimente discrete în timp, să-mi numesc clock ticks, clock cycles, mă rog, clocks. Noi nu știu cum să le spunem în română. Cloci, probabil, deci o să le zicem cloci. Sau impulsuri de clock, sau impulsuri de, nu știu, nu sunt lingvist, deci încă o dată. Eu le zic cloci, țărănești. Se referă la perioade de timp, da? Ceva de genul. Da? Ok. Și așa mai departe. Puncte, puncte. Da?
caracterizate prin clock duration sau cycle time. Astea fiind periodice, clocii ăștia fiind periodice, ăsta este timpul, ăsta este un clock cycle time. Și clock frequency. Care basically 1 supra clock cycle time. Nu? Ei, tot ce se întâmplă în calculator, tot ce se întâmplă, se întâmplă în cuante de un ț număr de clocii. Ei, dacă eu îmi pun problema, care e CPU time-ul când, nu știu, măsor un program care e parte dintr-un benchmark suit, de exemplu. Sau un program pe care îl rulez pe calculatorul meu. Care este CPU time-ul pe care revenim? Păi o să fie CPU clocks for a program. For a program. Adică câți cloci ia calculatorul ca să execută programul respectiv, înmulțit cu clock cycle time. Până aici, bănesc că totul e simplu și frumos. Sau aș putea să spun că CPU time e CPU clocks for a program, da? De împărțit la clock frequency. Deci pot să spun și chestia asta. Acum, noi ne este foarte greu să, adică clock cycle time-ul îl știm. Da? Când faci evaluarea unui sistem, să zicem că controlezi, că știi care e clock frequency, clock cycle time. Deci asta e o variabilă pe care o știi și pe care o poți controla atunci când faci evaluări de performanță. Acum, problema este cu acest CPU clocks for a program. Cum îl exprim? Pentru că nu e așa simplu să-ți dai seama cum faci chestia asta. Păi, cumva la statistică trebuie să recurgi, dar asta să te uiți direct la cloci deja e prea mult. Trebuie ceva ce poți măsura ușor. Foarte ușor se poate măsura atunci când compilezi un program și așa, care este numărul de instrucțiuni pe care scoate compilatorul. Na? Ca să-l dea calculatorului, CPU-ului să-l execute atunci când execut programul X. Deci, eu compilez programul X, basically, compilatorul câte instrucțiuni scoate. Ei bine, acele instrucțiuni se numesc, numărul acela de instrucțiuni se numește IC, Instruction Count. Da? Deci, count numărul de instrucțiuni, instruction count. Ok? Și atunci, problema este, bun, dacă nu știi, dacă eu știu care e numărul de instrucțiuni, ce mai îmi trebuie ca să aflu CPU clocks for a program? Păi, vedeți voi, mi-ar trebui să știu, ar fi bine să știu care este media de cloci pe care o revendic o instrucțiune. Pentru că execuția unei instrucțiuni revendică un număr de cloci. Dar nu toate instrucțiunile revendică același număr de cloci. Înțelegeți? Deci una poate revendica, nu știu, 3 cloci, altul 5 cloci, altul 10 cloci, așa mai departe. Da? E, până la urmă, îți pui problema să controlezi chestia asta cu o măsură numită CPI, care este o medie, este un average, și care se numește clock cycles per instruction. Încă o dată, este vorba de o medie. Este the average number of clock cycles per instruction. Media clocilor pe instrucțiune. Este asta. Chestiile astea se observă prin măsurători, se fac măsurători în calculator pentru anumite procesoare și aceste medii se pot măsura statistic. Da? Te uiți la instrucțiunea de adunare pentru nu știu care procesor,
și vezi în medie cam cât ia. Sau te poți uita la categorii de instrucțiuni. De exemplu, instrucțiuni de comparație, instrucțiuni aritmetice și așa mai departe. Și atunci tu le știi pe căprării cam ce CPI revenit. Și poți să faci astfel de calcule. Iar statistic pe tine te interesează la programul tău câte instrucțiuni de adunare am, câte instrucțiuni de comparație am, câte instrucțiuni de jump am. Da? Și atunci pot să fac astfel de calcule. Prin urmare, putem spune, putem reveni ca să spunem următorul lucru. CPU time este egal cu cine? Instruction count denumțit cu clock cycles per instruction denumțit cu clock cycle time. Adică egal cu IC ori CPI ori clock cycle time. Și asta este ecuația performanței calculatorului. Haideți să vedem în ce să măsoară. E simplu să devine mai simplu să te gândești la toate brăciile astea în momentul în care discuți de ce măsoară fiecare. Deci instruction count-ul ce măsoară? Ce se exprimă? Instructions per program, da? Ăsta e IC-ul. Ăsta se înmulțește cu clock cycles per instruction. Deci, zice clock cycles de împărțit la instrucțiune. Instruction. Da? Și de înmulțit cu time, nu? Pe clock cycle time, de împărțit la clock cycle. Și atunci, uitați-vă, instruction cu instruction se duce. Instruction cu instruction se duce, clock cycle cu clock cycle se duce și rămâne time per program. Ceea ce e exact ce căutam cu CPU time. Ok? Bun, deci acum că am lămurit chestiunea asta, să discutăm un pic despre parametrii ăștia și cum îi putem noi controla, cum îi putem măsura, cum îi putem influența în cele din urmă pentru a câștiga în performanță la calculatoare. În primul și în primul rând, trebuie să spunem că e foarte convenabilă ecuația asta pentru că e o înmulțire. De ce? E foarte ușor să calculezi care este îmbunătățirea spre deosebire de legea lui Amdahl. Da? Aici e mult mai simplu să calculezi îmbunătățirea pe care o aduci tu sistemului printr-o îmbunătățire adusă unui parametru. Că dacă reținut o mulțire, dacă eu îmbunătățesc instruction count-ul cu un anumit factor, deci scad instruction count-ul cu 10%, pe atunci îmi scade și CPU time-ul cu 10%. Asta în ideea că ceilalți parametri rămân neschimbați. Da? Fiindcă e vorba de o înmulțire. Și atunci, asta e de fapt nefericirea, că e foarte dificil să schimb un parametru într-o izolare completă față de ceilalți. Și asta, chestia asta și-a dat seama Patterson și Hennes, pentru că
toți mergeau la vremea respectivă, deci prin anii 80-90, toată lumea se gândea la ideea de a îmbunătăți procesoarele prin clădirea unor procesoare, proiectarea unor procesoare care să aibă la bază niște instrucțiuni, un set de instrucțiuni foarte puternice, adică instrucțiuni puține, dar puternice, pe când ei și-au dat seama, de ce? Că asta ar fi scăzut instruction count, nu? În loc să ai mai multe instrucțiuni mai slabe, ai o instrucțiune mai puternică. Problema este că i-au demonstrat că scăderea instruction count-ului, de fapt, afectează CPU-ul și că ce câștigi la instruction count, de fapt, pierzi mult mai mult la CPU. Deci nu pierzi proporțional, ci pierzi mult mai mult. De fapt, pierzi overall. Da. E una din acele cazuri de convexitate din viața reală. Viața reală e convexă, nu-i când îi auzi pe tot felul de cretini vorbind la televizor că dacă fac o îmbunătățire de nu știu cât, mă aștept la nu știu cât. Viața e convexă, nu-i și nu-i bazată numai pe probabilități, e bazată și pe payoff, pe cât câștig. Uitați-vă, să dau un exemplu, da? Am o funcție, da? Și aici, să zicem, am pierdere, nu? I0, aici e pierdere, aici e câștig. Da? Și tu ai o situație că nu e lineară, viața nu e lineară, și anumiți parametri nu sunt lineari. Și ai o funcție de genul ăsta. Da? Aici e probabilitatea of an event. Da? Între 0 și 1. Și așa. Probabilitatea de a câștiga este, o să zic, și foarte mică. Nu? Care e probabilitatea? Că câștigi doar aici. Da? Pierdere, probabilitatea de a pierde este uite, ai o funcție de-asta exponențială aici. Da? De a pierde e foarte mare. Ce faci? Intri într-o astfel de situație. Păi eu oricând mi-aș pune bani pe astfel de situație. De ce? Pentru că atunci când pierd puțin, dar dacă câștig, îmi scot toată părleala și mai mult decât atât. Deci asta așa ceva îți dorește în viață. Și dacă vine un cretin și spune, nu domnule, că ai probabilitate mare să pierzi. Problema e cât pierd, dacă pierd, și dacă câștig, chiar dacă e probabilitatea mică, cât câștig. E bine, așa e ce aici. E o situație de asta asimetrică, de fapt. Chiar dacă pierd la instruction count, câștig mai mult la CPI. Înțelegeți? De chestia asta și-au dat seama Patterson și Hens. Așa au luat și premiul Turing, fiindcă din ideea asta a ieșit principiul procesoarelor RISC, Reduced Instruction Set Architecture. Bun. Deci acum să vorbim un pic de cum anume pot fi influențați acești trei parametri. Deci odată instruction count. Cine influențează instruction count? E clar că hardware technology, vreau să ne schimb versiunea. Deci clock cycle. Da? E influențat de hardware technology. Știm cu toții, da? Tehnologia hardware, circuitele integrate la nivel de tranzistor de asta. Asta influențează frecvența clockului, durata clockului și așa mai departe, da? Dar și organizarea calculatoarelor. Un sumator mai deștept făcut, o să-ți revendice mai puțin timp și atunci poți să durata clock-ului poate fi scurtată. Un înmulțitor deștept proiectat te aduce tot la chestia asta. Da? Deci ăștia sunt factori. CPI-ul. Cine îl influențează pe CPI? Evident că computer organization,
organizarea calculatorului. Dar și instruction set architecture. De chestia asta și-au dat seama 4 sau 5 ani când au venit cu arhitecturile RISC. Da? Cu ideea de a avea instrucțiuni scurte, de a instrucțiuni care fac puțin, nu care fac mult. Chiar dacă programele sunt un pic mai lungi. E. Și, bineînțeles, avem Instruction Count, ICU, care ține de ce? Instruction ține de, evident, de aici la chestia asta au lucrat 4 sau 5 ani. Instruction Set Architecture. Da. Depinde de modul în care e proiectată arhitectura setului de instrucțiuni, deci ce set de instrucțiuni, da? Depinde de asta aici, dar depinde și de compilers. Deci, inclusiv de software, compiler technology. Toate chestiile astea îmi pot influența performanța, nu? Și îmbunătățirea de performanță care se reflectă în IC, în CPI, în clock cycle time. Acum, hai să trecem la o chestie utilă, zic eu, și anume v-am spus că CPI-ul de cele mai multe ori se raportează pe căprării, ziceam, adică pe tipuri de instrucțiuni, da? Pe subseturi de instrucțiuni. Că se fac statistici, câți cloci ce CPI are, au instrucțiuni de adunare sau instrucțiuni aritmetice sau de floating point sau pe tipuri de instrucțiuni. Ei, practic, tu o să ai ceva de genul ăsta. Deci CPU clock cycles, am zis noi că este IC ori CPI. Dar ăsta CPI-ul este overall pe toate instrucțiunile din program. IC-ul este pentru toate instrucțiunile din program. Eu pot să scriu în felul următor, de fapt. De ce am pus plus aici? Nu pot să-mi dau seama. Trebuie să pun egal. Deci este egal cu suma de la I egal cu 1 la N. Să zicem că am N tipuri de instrucțiuni. ICI ori CPI-I. Unde I este instruction subset. Da? Poate să fie instrucțiunile floating, poate să fie subseturi mai bine definite. Instrucțiuni aritmetice, instrucțiuni logice, instrucțiuni de comparație, instrucțiuni de salt și așa mai departe. Da? Pe căprărie. Deci I-ul este o astfel de căprărie, să zice. ICI este the number of times instruction E is executed in a program. Deci, numărul, deci count-ul instrucțiunilor de tipul I în program. Da? Și CPI este the average number of clocks, deci numărul mediu de cloci per instrucțiune. Instruction type E. Dacă te type-ul ăla poate să meargă până la fiecare instrucțiune. Dacă tu ai o statistică pe fiecare instrucțiune, în parte, that's ok. Bun. Deci cine este CPI-ul în cazul ăsta, pornind de la formula asta? Păi CPI-ul total, nu? Că avem această formulă. Da? Și de aici derivăm faptul că CPI este cine? Este suma asta egal cu 1 la N IC I ori CPI I
de împărțit la IC-ul total și ăsta este egal cu suma de la I egal cu la N din ICI supra IC ori CPII. Asta e important și folositor pentru că aici ce avem? Avem fracțiunea fraction of instructions sau instruction type E from the IC, deci din tot program, din numărul total de instrucțiuni din program. Deci din numărul total de instrucțiuni din program. Câte îs, cât la sută sunt, nu știu, de adunare, câte sunt de scădere, câte sunt branch-uri, deci instrucțiuni de salt, și așa mai departe. Bun. Hai să trecem atunci și să luăm o problemă. Pentru că noi, de fapt, aici am vrut să vorbim așa. Problem 1. Exercise. Sample. Whatever. Și spunem așa. Să presupunem că rulăm un program pe un calculator. Până aici e scenariul, nu? Clar. Să rulează un program cu un calculator. Nimic interesant. Dar, presupunem că am măsurat, am făcut măsurători în timp ce rulam acel program pe calculator și acele măsurători ne-au dat următoarele rezultate. Frecvența de operații floating point este de 25%. Un sfert. CPI-ul pentru floating point operations este de 4.0 clock. Clock cycles. Atenție la unitățile de măsură. La examen nu o să dați scris, dar să fiți atenți la chestia asta. Aveam, când dădeam un examen, scris probleme cu studenții că nu scriam unități de măsură. Întrebam care este CPU time și îmi spuneau 12,3 sau 125 sau chestii de genul ăsta. Și întrebarea era ce? Nanosecunde, secunde, ce răspuns era? Deci, atenție la unitățile de măsură, că și dacă dăm examenul online, o să variantele de răspuns la problemele de genul ăsta vor fi de genul, nu știu, 125 nanosecunde, 125 milisecunde, deci atunci trebuie să fii atent la unitatea de măsură, pentru că noi suntem ingineri și ingineria e despre măsurarea exactă. Bun. The average CPI-ul for all other instructions este 1,33. Bineînțeles, clock cycles, na? Frecvența instrucțiunii floating point SQRT, deci scoaterea radicalului. Deci să presupunem că avem o instrucțiune care de extragerea radicalului, da? Am un dispozitiv de floating point de extragerea radicalului și am o instrucțiune pentru așa ceva, dar frecvența acestei instrucțiuni este de 2% în programul. CPI-ul pentru floating point SQRT este de 20
Exact. Și acum, presupunem, în condițiile astea, presupunem că avem două alternative de design. Cele două alternative sunt analizate și se trage următoarea concluzie, sau, mă rog, proiectanții trag următoarea concluzie, că prima alternativă, zicem alternativa A, înseamnă scăderea CPI-ului lui FPSQRT, deci extragerea radicalului, la 2. Deci o îmbunătățire substanțială a, mă rog, sunt niște chestii de arhitectură, de proiectare hardware, și cineva optimizează dispozitivul ăla care implementează instrucțiunea de extragere a radicalului, o optimizează monstruos de bine și ajunge cu de la 20 de clock cycles, media să, de CPI-ul FPSQRT-ului să ajungă la 2 clock cycles. Și alternativa B zice așa, înseamnă așa, tot o chestie arhitecturală, întreprinsă, dar are ca efect decrease the CPI of all floating point instructions la 2,5 clock cycles. Ok? Și bineînțeles că întrebarea pe care ne-o punem este care din alternativele astea două e mai bună? Nu? Și bineînțeles că o să ne punem să analizăm chestiunea asta. O să mă mai duc în dreapta. A, probabil că n-am ajuns cu scrisul acolo. Unde mi s-a dus stylus ăla? Nici nu e cu scrisul. Acum am văzut. Deci. Deci, în prima alternativă, deci, hai să vedem, deci, odată, ca să analizăm alternativele, să vedem de la ce plecăm, nu? Dar până a vedea de la ce plecăm, hai să analizăm un pic problema, să stăm un pic și să reflectăm asupra ei, să revin aici. Să reflectăm un pic asupra ei. Ce se schimbă la în toată povestea asta, la ce discutăm noi? Se schimbă la calculatorul ăsta, în oricare deci în varianta originală a calculatorului, respectiv calculator însemnând procesor și compilator, da? Și alternativele A și B, se schimbă cumva clock-ul sau clock cycle-ul? Evident că nu, că nu se schimbă clock-ul. Aici e o chestie doar de arhitectură, care nu schimbă frecvența clock-ului, nu se spune că se schimbă. Apoi, o altă întrebare este, se schimbă instruction count-ul? Păi nu, că practic aceleași instrucțiuni rămân, compilatorul nu schimbă nimic, nu se reduce numărul de instrucțiuni, nu se schimbă setul de instrucțiuni, deci rămân în același procesor, adică la procesorul ăla nu se schimbă setul de instrucțiuni. Prin alternativele A și B se schimbă doar o implementare a hardware a unor dispozitive de floating point. Atât. Și nimic mai mult.
Și atunci, ce se schimbă de fapt? Se schimbă CPI-ul. Da? Deci CPI-ul este singura chestie care se schimbă la problema asta noastră. Bun. Și atunci, ideea în felul următor. Noi trebuie să ne uităm la CPI. Pentru că instruction count e identic. Nu știm, că nu se spune că e ce. Dar noi avem un... Hai să... Da. Deci noi avem un instruction count care e același. Avem un clock cycle time care e același și la mașina originală, și la schimbarea prin alternativa A, și la schimbarea prin alternativa B. Deci, unchanged. Ok? Bun. Am zis că se schimbă CPU-ul, dar hai să vedem de la ce plecăm. CPI de la mașina originală. Să zicem CPI original. CPI original este, de fapt, cine? Este suma, nu spuneam suma de la I egal cu 1 la N din CPI I ori ICI supra IC, unde asta e fracția, nu, de instrucțiuni de acolo. Pe care sunt categoriile noastre? Pe categoriile noastre sunt, odată, de fapt am trei categorii, dar aici la mașina originală nu mă interesează categoria numită instrucțiune de extragerea de radical, pentru că ea e inclusă în pe toate instrucțiunile de floating point. Și am statistica pe toate instrucțiunile de floating point. Deci aici am două categorii. Instrucțiuni floating point și instrucțiuni non-floating point. Nu? Deci FP și non-FP, celelalte. Deci I-ul meu este 2. Nu? Și atunci, cine este CPI original? Păi este cât este CPI-ul pentru floating point. Uite, CPI for floating point operations. 4 clock cycles. Deci e 4 denunțit cu cine? Păi, care e fracțiunea de floating point? Da? Asta. Care e fracțiunea pentru I egal cu 1, pentru floating point? 25%, nu? Ori 25%. Cât e CPI-ul pentru toate celelalte, pentru non-floating point? Păi este 1,33. Și astea câte sunt? Păi sunt 75% de celelalte, nu? Bun, și ăsta este egal cu... Este egal cu... Hai să vedem cu cine este egal, nu? Deci avem așa, 4 de înmulțit cu 0,25 egal, nu, băgăm în memorie, da? E 1, basically. Da, dar ce ne interesează e 1,33 ori 0,75. Și este egal cu aproximativ 1, deci e 2. Hai să zicem aproximativ 2 cicluri de. Ok? Deci ăsta este CPI original. Evident că vrem să vedem care este CPI la varianta A. Nu? CPI-ul overall al calculatorului pentru varianta A. Păi cine să fie ăsta? Păi ce diferă între varianta A și tot calculatorul, nu? Și sistemul meu de calcul. Sistemul meu de calcul original. Diferă doar faptul că numărul de cicluri de clock pentru instrucțiunea de floating point SQRT.
Deci, practic, noi avem așa. Avem CPI original, din care scădem ce? Păi, scădem îmbunătățirea de performanță adusă la acea instrucțiune, care e cât? Păi, îmbunătățirea următoarea, 20 de clock cycles au fost inițial și noi l-am adus la clock cycles, prin 2 clock cycles prin îmbunătățire, chestie care se înmulțește cu frecvența de apariție a acestor instrucțiuni. Deci eu aduc o îmbunătățire de 18 clock cycles, scad 18 clock cycles, de fapt, să scad la fiecare instrucțiune de genul ăsta, să scad față de original 18 clock cycles. Problema este, ca, cum am văzut la legea lui Amdahl, că treaba asta trebuie înmulțită cu frecvența de apariție, care cât e? E 2%. E asta. O, 2%. Adică, cine e toată drăgovenia asta? Hai mă! Deci este 2, nu? CPI original, 2, minus 18 ori 0,02. Și asta e egal cu, hai să vedem, cine e egal. Deci avem 18 ori 0,02, asta e egal cu 36. Deci, avem 2 minus 0,36. Asta e 1,64. Deci, 1,64. Ce sunt ăștia? Întotdeauna avem unitate de măsură, clock cycles. Da? 1,64 clock cycles. Și atunci, hai să vedem și la B, PPI B. Aici e mult mai simplu de calculat. Dar mult mai, nu trebuie să te gândești așa cum să scade. E foarte simplu pentru că ni se spune relativ la prima formulă că se aduce o îmbunătățire la toate instrucțiunile de floating point. Și avem o astfel de statistică, nu știm că sunt 0,75%, da? Deci 0,75%, 0,75%, adică 75%, hai să scriem mai... Dacă am folosit procente, să fiu consistent. De 75%, da? Denulțit cu 1,30, că astea sunt instrucțiunile non-floating point, care nu se schimbă. Frecvența lor a rămas la fel, după cum la fel a rămas și frecvența instrucțiunilor de floating point. Tot 25% a rămas, dar de data asta nu se mai înmulțește cu cât s-a înmulțit înainte, nu? Cu 4, nu? Și am zis că se reduce la 2,5, da? Deci 2,5 clock cycles. Și chestia asta ne dă așa, deci 0,75 ori 1,33, am impresia că a dat ceva de genul 1 și avem așa 2,5 denunțit cu 0,25, asta e 0,625 și practic noi avem 1 minus 1, da? O să fie cu minus 2, pardon. Stai. Nu. E 1 plus damage. Plus chestia, deci... Deci 1 plus chestia, deci o să fie 1... Stai. 1,2, whatever, da? Plus seconds. În orice caz nu contează. Da? Că e clar. E clar ce? E clar următorul lucru. Că noi trebuie să comparăm
Să comparăm pe ăsta. Deci, formula știm care este, da? CPU time. Că noi la CPU time ne uităm. Este IC ori CPI, da? Ori asta la mașina, la varianta A, ori clock cycle time. Da? Și CPU time B, tot așa este de tipul IC, ori CPI, ori clock cycle time. Dar astea sunt identice, ăsta e identic, numai ăsta e A și ăsta e B. Deci dacă clock cycle time A, cum se vede aici, este mai mare decât, e mai mare decât clock cycle time B, e clar că CPU time A este de CPU time. A este mai mare decât CPU time B. Prin urmare, performance, nu? A este mai mic decât performance B. Și asta este a nice illustration of Amdahl's law. Nu? Este a very nice illustration of Amdahl's law. De ce? Pentru că practic, hai să ne gândim așa un pic. Care este îmbunătățirea, care este speed-up-ul adus la operația asta de scoaterea radicalului? Păi am ajuns de la 20, deci aici vorbim de un speed-up de 20 pe 2, adică egal cu 10. De 10 ori mere mai repede extragerea radicalului. Pe când aici ajungem de la cât? De la 4, da? Cea de-a doua, la varianta B, obții un speed-up de 4 de împărțit la 2,5, care este, hai să-l facem rapid, 4 de împărțit la 2,5, ăsta este egal cu 5. Da? Bun. Deci gândiți-vă 10 versus 1,6. Și cu toate astea, de fapt, performanța cea mai bună o am la mașina B, la varianta B de design. De ce? Pentru că am văzut ce ne spune legea lui Amdahl. Contează extrem de mult, dacă nu cel mai mult, frecvența de aplicare a speed-up-ului. Chiar dacă am un speed-up mic, acest speed-up se aplică la un sfert dintre instrucțiuni. Da? Pe când în cazul celălalt, un speed-up mare, dar aplicat la numai 2% din instrucțiuni, nu are același efect. E mai slab. Okay? Deci, cum vă spuneam, this is a nice illustration of Amdahl's. Na, eu la exercițiul ăsta am vrut să ajung, sigur aș mai fi vrut, dacă ar mai fi timp, sigur ceva am timp mai avem, dar de fapt hai să vedem, hai că mai facem o problemă, tot din Patterson și Hennessy, o să iau, stau cu cartea, să iau problema de acolo. Deci, așa. Ai, mă, ce naiba faci? Am să duc linia asta până la cap. Până aici. Bun. Deci o altă problemă, astea sunt luate din Patterson și Hennessy. Nu sunt invenția mea.
Eu doar le rezolv. Deci, avem exemplu 2, dacă am zis exemplu. Și spune așa, analizăm două alternative de implementare pentru procesoare folosind ce folosesc branch-urile condiționale. Deci, branch instruction. Și evident modul în care sunt implementate. Și spunem așa, că avem mașina A care are un CPU A și această mașină are un cod condițional setat de o instrucție de comparație. După care instrucțiunile subsecvente testează codul condițional și în funcție de asta branch-ul este luat sau nu. Deci ceva de genul, eu o să pun în termen de ARM, ceva CMP, compare registru 1, registru 2, scriu în limbaj de asamblare, nu știu dacă sunteți familiarizați, dar pricepeți voi care e ideea. Deci compar conținutul ai doi registri. Ce face instrucțiunea asta, de fapt, în hardware? Se scade R2 din R1 și dacă nu dă 0, se setează un flag. Dacă dă 0, se setează un flag pe 1. Da? Înseamnă că e true. Dacă nu, rămâne false. Da? Deci, compar astea. După care, am o instrucțiune branch și sare la o adresă. Scriu address, da? Acolo e. Mă rog, în asamblare să pun un label și labelul ăla la identitate, acelui label se asociază o adresă fizică, da? În memorie. Deci am două instrucțiuni, da? Când fac comparație. Deci la calculatorul A. Deci cum spuneam, instrucția de comparație, după care vine o instrucțiune subsecventă care testează acel flag setat de instrucția condițională și în funcție de acel flag da, deci nu e un simplu branch, aici EQ branch if equal înseamnă la drept că e salt condițional. Bun, da, ideea care? Că, de fapt, ce mă interesează că sunt două instrucții. Și dacă condiția aia este setată, că flag-ul ăla e pus pe 1, că conținutul celor doi registri este identic, atunci se execută instrucțiunea. Acum, avem o mașină B care are un procesor, erai tu să fii, B. Ok? Și aici, la procesorul B, se modifică setul de instrucțiuni în așa fel încât pentru salturile astea condiționate, instrucțiunile de comparație sunt incluse în instrucțiunea de branch. Deci ar fi ceva de genul următor. B, C, M, P, R1, R2, address. Înțelegeți? Deci în loc de două instrucțiuni am o instrucțiune. Ce ar face această ipotetică instrucțiune B, C, M, P? Ar compara conținutul celor doi registri, după care dacă identic, conținutul celor doi registri se sare la adresa specificată. Da? Deci, comparațiile sunt incluse în instrucțiunea de branch. Acum, admitem ipotetic că la mașina A
Da? La mașina A, 20% din toate instrucțiunile sunt instrucțiuni de branș. Are branches. Adică sală. Bun. Ce mai presupunem? Că, bun, asta nu mai presupunem, că e pe cale de consecințe, că normal că alte 20% din instrucțiuni sunt instrucțiuni de comparison, deci are conditional matches, are compare instructions. De ce? Pe cale de consecință. Păi clar, nu? Dacă eu am înainte de fiecare instrucțiune de branch, am o condiție. E clar că câte branch-uri o să am, atât o să am compare-uri, nu? Fiindcă fiecare branch vine cu un compare înainte. Bun. Acum, admitem că branch, instrucțiunea de branch, revendică două cicluri de clock. Cred că asta se aplică la ambele. Vor să ne spună Patterson și Hennessy. Deci clock. Deci branch instructions înseamnă că CPI-ul la branch instructions. Egal cu 2 clock cycles. Da? Și toate celelalte CPI others, dar toate celelalte instrucțiuni revendică un singur ciclu de clock. Da? Neglijăm, spun Patterson și Hennessy, pierderile generate de ineficiența sistemului de memorie. Chestia asta nu o să mai neglijăm când o să discutăm de cache-uri, dar asta e altă poveste, o discutăm când se termină vacanța. Deci, prin introducerea comparației la mașina B, da? Comparații în interiorul instrucțiunii de branch, durata ciclului de clock la mașina B, deci clock cycle time, trebuie să fie extins. Deci trebuie să fie cu 25% mai mare decât la mașina A. Deci este 0,25. Nu, e extins, pardon, deci 1,25, da? Ori clock cycle time A. De ce? Când ți se spune că e mai mare cu 25%, înseamnă că clock cycle time B o să fie clock cycle time A plus 0,25 clock cycle time A, deci pe total e 1,25 clock cycle time A. Bun. De asemenea, admitem ipotetic că toate celelalte aspecte de organizare a celor două sisteme sunt neglijate. Asta înseamnă că ele sunt presupuse că sunt identice. Da? Deci mașina A se deosebește de mașina B doar prin aspectele pe care le-am menționat în enunțul Patterson și Hennessy. Restul aspectelor nu se deosebesc, da? Deci sunt la fel. Toate celelalte aspecte. Ok. Și atunci, întrebarea se reduce. E o singură întrebare aici. Care mașină e mai bună? A sau B? E foarte simplu. Ce întrebare ne pune? Pentru asta, lucrurile stau destul de simplu la mașina A.
Păi calculăm CPI-ul, da? Păi CPI-ul la mașina A este 0,2, încă 20% sunt instrucții de branch, care iau două cicluri, și 0,8 sunt instrucțiuni de celelalte instrucțiuni, nu? Și astea, celelalte instrucțiuni durează un ciclu de clock, deci 0,8 cu 0,4, asta înseamnă 1,2 clock seconds. Deci, CPU time A este instruction count A denunțit cu 1,2, nu, care e CPI-ul, denunțit cu clock cycle time A. Bun. Hai să vedem cum stăm la mașina B. Păi în primul rând, la mașina B, IC-ul nu o să mai fie același. Sau hai să o luăm așa. Clock cycle time A. Clock cycle time B nu mai e același. Și știm chestia asta că din enunț am scris că crește cu 25%. Da? Deci, clock cycle time B este cine? Este 1,25 ori clock cycle time A. Pe de altă parte, IC-ul nu mai este același. Cine e IC B? Păi, din moment ce, uitați-vă, eu am înlocuit două instrucțiuni de-astea cu o singură instrucțiune la mașina B, una din două astfel de instrucțiuni dispare. De acord? Ori asta înseamnă ce? Că 25%, adică instrucțiunile de comparație care precedau instrucțiunile de branch s-au dus. Cât erau ele? 20%. Deci, practic, am 20% se duc, prin urmare am 0,8 ori ICA. Acum îmi revine misiunea de a afla cine e CPI B. Păi, aici ce se schimbă la CPI? Că instrucțiunile de comparație au rămas tot cu două cicluri de cloc, pardon, de branch, branchurile tot două cicluri de cloc și celelalte instrucțiuni tot un clock cycle. Doar că clock cycle-ul ăla trebuie să fie puțin extins, fiindcă, vedeți, instrucțiunea a devenit prea mare și atunci ideea e, ori am mai mulți cloci pe instrucțiunea de branch sau extind clocul. Aici, la varianta asta, s-a optat pentru extinderea clocului. Și atunci, problema care se pune aici este că, vedeți, au dispărut 20% din instrucțiunile de comparație. Instrucțiunile de branch au rămas tot atâtea, ca număr. Dar ele acum se raportează la un număr mai mic de instrucțiuni, fiindcă IC-ul B a scăzut. Deci eu aveam înainte 20% branches, sau mă rog, am acum 20% branch-uri din 80% din ce au fost înainte alte instrucțiuni. Da? La asta mă raportez. Deci eu fac o regulă de 3 simplă ca să vedeți cum cu regula de 3 simplă eu derivez câte calculez cât la sută înseamnă branch-urile. Fiindcă acum e același număr, dar e raportat la un număr mai mic de instrucțiuni overall. Da? Deci asta ar însemna cât dacă aș raporta la 100%. Na, și ăsta îți dă, X este 100 ori 2 supra 80, nu? Deci este 200 supra 80, iar ăsta este 25%. Deci, practic, eu acum am așa, CPI este 0,25 ori, dacă 25%
ori 2, care este CPI-ul pentru instrucțiunile de branch, plus celelalte, câte sunt? Ce-au rămas? 75%, 0,75 ori 1. Adică este 2 plus 0,5 cu 0,75, adică este 1 ori 5. Bun, și acum hai să scriem pe CPU time. B, care este ICA ori 1,25 denunțit cu 1,25, care este CPIB-ul, este ăsta, da? Așa, denunțit cu, patronul ăsta e 0,8, 0,8, da? Că IC unde e? ICB, ăsta aici, ICA ori 0,8, denunțit cu 1,25 ori clock cycle time A. Dar dacă îl înmulțesc pe ăștia 2 îmi dă 1, deci ăsta o să fie ICA, deci 0,8 cu 1,25 dă 1. Deci este ICA ori 1,25 ori clock cycle time A. Și acum eu ce compar? Eu compar asta. Deci clock cycle time A este 66. ICA am și aici, am și aici. Pardon, am făcut unde nu trebuie. Aici trebuie. Cu asta să mă compar. Da? Deci am și aici, ICA, și sus, și am aici clock cycle time A și aici 6. Da? Deci am așa. Pac. Și pac. Da? Ceea ce diferă e asta. Deci cine e mai mare? Mai mare este mașina B. Da? Deci CPU time, CPU time B este mai mare decât CPU time, sau hai să luăm așa. CPU time A este mai mic decât CPU time B. Prin urmare, performance A mai mare decât performance B. Asta este ilustrarea de fapt a principiului care stă la baza procesoarelor RISC, fraților. Deci exemplele astea nu întâmplător sunt luate din Patterson și Hennessy, pentru că el de fapt exprimă un principiu. Da, un principiu, o regulă, și anume că nu-i bine să faci instrucții complicate, pentru că instrucțiunile complicate, de fapt, duc la degradarea celorlalți parametri și, per total, vedeți ce se întâmplă, că, de fapt, eu vreau să fac o șmecherie, să reduc instruction count-ul ca să obțin performanță și, de fapt, ce fac? Puteam să stric la fel de bine CPU, dar am stricat clock cycle time și, per total, am ieșit mai rău. Ok? Deci, astea sunt chestiunile de astăzi. O să vă trimit, o să intru pentru întrebări, dacă sunt, intru acum pe Discord. Eu vă mulțumesc tare mult. Cine auzim pe Discord pentru întrebări, răspunsuri? Astăzi 5 minute, că mai am un curs după la secția de limba engleză, deci na, vă rog tare mult să vă faceți curaj și chiar să mă întrebați. Ok?